începe. 2. Am să mai de tip am spus că nu pot să iau de bază o evaluare a cuiva, pentru că nu suntem specialiști într-un domeniu. Și am să mă refer la evaluarea grupului social de la școală, care iarăși a făcut ceva valoric în ultimul timp. Aflăm din presa locală, de fapt oneșteană, că valoarea grupului social este de 163.000 de ron, adică 1.630.000.000, și care are o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. În realitate este vorba de o suprafață construită de 40.3 metri pătrați, ceea ce înseamnă 918 euro pe metru pătrat. Pentru comparație, în București se dau imobile la cheie cu 650 până la 950 de euro metru pătrat. Sursa, știrile Pro TV. Vreo două luni. Dau mare, deci vitrează pe ecran. Numai că situația în un dezvoltător imobiliar include în acel preț valoarea terenului de sub imobil și niște costuri cu dobânzi. Situația în care achiziționezi la prin credit ipotecar sau prima casă. Iar dobânzile, vă spun că sunt cotă bună în acest preț. Adică tu când cumperi la 30 de ani un imobil, sunt niște sute de euro acolo dobânzi pe care normal trebuie să costă. Da. Dar în acest domeniu, și de asta vă spun, în acest domeniu cred că suntem edificați mai mulți dintre noi, pentru că mai mulți am construit. Adică eu nu pot să iau de bun aici prețul pe care mi-l vinde cineva, pentru că mai mulți dintre noi am construit. Și am construit la niște valori medii undeva la 300 de euro. Care este prețul corect? Ăsta este. E adevărat, noi facem o regie proprie, foarte probabil nu includem TVA, că nu cerem factori. Adevărat. 400 de euro. 500 de la nașa. Dar deja la 907, eu am aici o... Aici am impresia că nu este inclusă o ultimă lucrare, cea de vreo 250 de milioane, dacă mi-amintesc bine, așa, succesiunea hotărârilor, vreo 250 de milioane de lei vechi. A fost canalul, practic, branșarea grupului la bazinul, la colector, că nu e fost. Așa. Vă dați seama că este de mie. Deci aici sunt suspiciuni foarte mari. Eu nu pot să fac vreo acuză. Nu pot să acuz, nu am văzut manevrându-se plicuri, nu am văzut nimic. Dar sunt suspiciuni foarte mari. Iar pe mine nu de demontare acolo, pe mine nu mă convinge nicio cură de conturi. Pentru că pur și simplu am făcut lucrul ăsta și nu se poate. Și se poate și mai mult de atât, s-a putut cu prețul corect chiar în administrație publică. Uitați în primările asta, fără să am vreun parte plic cu vreun pași. Nu dau și dau exemple aici. Mai departe raportul că doamna se grăbește să plece la oră. Vorbesc 10 minute, dacă vorbim fiecare 10 minute, să știți că ne ajunge timp pentru datorul meu. Ne susținem mult. La primărie asta, cred, nu știu exact că știu prețul, dar nu știu exact dimensiune. Cred că undeva la 450-500 de euro. Preț, da, nu știu dimensiune. Deci aș înțeles că primul a căzut în capcana unui constructor crăpăreț, dar surpriză, același constructor este și la renovarea dispensarului, și la pot, și la modernizarea inutilă a școlii de la Curița. Eu am semne de îndoiele cu aceste lucrări, și la toate aceste lucrări, și ar fi foarte bine dacă am vedea aceste dosare la următoarea ședință. Dar culmea cinismului m-a atins o domnul primar atunci când a transferat toată responsabilitatea pe unei foste directoare de la școală. Ca și cum doamna Țibrean ar fi adus constructorul și tot dânsa ar fi făcut deviziile de anesințite. Da, punctul 3. Vedeți că decurge foarte repede. Tot dezinteresul și derăsarea noastră a făcut ca proiectul de modernizare a drumurilor Sătești să nască atâtea controverse și nemulțumiri. Și nu avea cum să nu niște discuții, pentru că proiectul nu a vizat comunități, racordarea de cătune la drumul județean. Proiectul a vizat persoane. Și evident că sunt și norocoși de lângă persoane. Pentru comparație, de Safartul din 2002, 2003, 2004 au beneficiat 1000 de consătini din Curița. E adevărat, nu toată lumea este la drumul complet, la 127 acolo. Dar acolo ulițele sunt foarte scurte și, mă rog, și relieful... Nu sunt 1000? Câți sunt? 816. 816 locuitori. Dar... Da, haideți ca să te miști după acel comentariu. Foarte multe discuții, da. Foarte multe locuințe beneficiare. Nu au cum să iasă o numărătoare. Faceți o numărătoare. Este simplu.
vedeți beneficiare acestui proiect de 5,6 km, deci mai lung decât cel ce s-a parcă de 3,2. Pe nou constrează pentru că dacă faceți o excursie în Andrășești pe drumul din mijloc, veți vedea că în 500 de metri n-ai nicio casă stânga-dreaptă. Ai într-adevăr câteva în construcții, deci noi suntem proactivi, venim în întâmpinarea lor, dar ăștia de aici nu contează, ăștia de aici de zeci de ani. Nască discuții, normal că n-ai discuții, toate astea. Vă propun un exercițiu de imaginație. Da, dar e strada primăverii și Vă propun un exercițiu. Translatați acești 500 de metri în povestea dumneavoastră. Domnul Roșu, cred că s-a ajungea undeva pe la postel, care e plecat pe afară, cum îl cheamă. Domnul Băleanu, se ajungea undeva pe acolo cu Șormușu. Nu mai vorbesc. Vlașca, iarăși, poate ajunge până în intersecție sus. Câtă lume și câți copii ar fi beneficiat de această asfaltare. Lucrarea este făcută după părerea mea, nu exprim părerea aici, în disprețul locuitorilor din Cașin și mai ales a copiilor din Cașin. Niciun copil care frecventează, care studiază la Cașin, nu va ajunge cu dietele curate. Mă rog, exceptând pe cel care stau la drumul județean și în altul. Nu s-a schimbat nimic. Sunt 33 de miliarde de lei și 0 copii care vor ajunge cu dietele curate. 4. Hotărârea de Consiliu privind amenajarea unui stadion în satul Curița și asigurarea unui buget celei de-a doua asociații din comună. Sunt două hotărâri pe care, bineînțeles, la care am votat împotrivă, considerând că aceste cheltuieli nu figurează în primele 5 probleme ale locuitorilor din Curița. Locuitorii din Curița nu au apă, nu au gaz, nu au grădinițe, nu au maguri consolidate, au alte probleme decât buget la echipa de fotbal. Dar aici, iarăși, țin să... E doar așa un comentariu scurt, dar nu vreau să vorbesc timpul. Sunt mâhnit, pentru că aflu că de la colegi, eu nu stau pe rețelele de socializare, că, mă rog, noi suntem caracterizați ca tâmpiți cei care nu sunt de acord cu mari moguli din sportul lor, din Cășunea. Doamne, dacă tot o fantezie de gătuși cu urmă. Vă mă rog ca doamna din Andrei Cuvinti sau cu copilul? Da, sigur. Da? Citesc eu raportul în locul tău la Lite. Nu, raportul meu la Lite era nu. Mă. Deci vreau să spun că acești patroni cu fantezii de Berlusconi, Tapii sau mai știu eu ce, Shei Mansur, ăsta ultimul să știe, mogulul că nu este terorist, este patron al Sirii. Să știe că unii oameni pot avea păreri contrare, chiar nu mai suportă ca cineva să aibă și o altă opinie. Și trebuie neapărat să-i catalogăm ca tâmpiți. Adică chiar faptul că te-ai născut în comunism, nu te poți, nefiind educat în comunism, ești infestat pentru totdeauna. Da. Pentru faptul că nicio propunere de-a mea, în decursul timpului, n-a făcut obiectul unui proiect de hotărâre, proiect măcar, să se ajungă să se voteze. Toate au fost blocate sau dat altui sens, alt sens hotărârii mele. Pentru faptul că nu cred în oameni providențiali. Toate hotărârile sunt date de primar. Nu s-a găsit unul în 4 ani, un consilier care se vină cu o propunere. Bineînțeles că ar fi venit, dar toate sunt blocate. Toate sunt blocate, dat alt sens. Unde este când am fost populist? Când am vrut să asfaltăm pentru vreo 100 de familii în Vlașca? Când am propus să facem un baraj pentru a nu mai ieși din albie pe râul Cuciul, care este periodic, acolo a murit un om, acum câțiva ani. Atunci vă amintiți că se venise cu o propunere alternativă să pietrundă un drum care trecea prin Țarna Mare. Cum așa? Nu mai avem nimic de făcut? Când am fost populist, când am propus să temem proiecte ecologice, sau când am venit cu suplimentări de bugete pentru copiii de la școală. Date fiind toate aceste lucruri, dați-mi voie să protestez în felul meu și să nu mai votez absolut nimic din propunerea din aceste proiecte pe care ne sunt servite și
noi le luăm. Nu ne este clar că toate aceste proiecte sunt gândite anterior în altă parte, iar noi ne le votăm? Domnul Radu mai are, dar de bun simț, dânsul mai are câteodată pe opinie, dar cum? Da, din păcate prea puțin ne întâmplă părerea și de votat votăm cum votăm. Eu n-am să mai votez de niciun fel de punct de, niciun fel de hotărâre. Mă gândesc foarte serios nici să nu mai vin. Familia mă sfătuiește să stau să-mi văd de treabă. Cei cu care mă mai sfătuiesc, prieteni, spun exact asta vor. N-am luat nicio decizie, dar eu mai vedeți și vedem. Atât de mulțumesc. Mulțumesc, domnul Roșu. Doamna Nechipor, să citesc eu raportul. Următorul ar fi domnul doctor Radu. Raport de activitate al consilierului Radu, numărul 2015. Până anul 2015, ca și consilier în cadrul primăriei comunei Cașin, am încercat să sprijin activitatea consilierilor și a primăriei prin participare la toate ședințele de consiliu și să răspund solicitărilor cu ocazia diferitelor evenimente petrecute în cadrul comunei. Am intervenit în cadrul ședințelor de Consiliu de câte ori am considerat că este nevoie să sprijin sau să iau atitudine privind activitatea din cadrul primăriei Cașin. În comună am discutat cu mulți locuitori despre problemele care îi frământă și care trebuie rezolvate privind dezvoltarea comunei și măsurile ce trebuie luate în legătură cu frumusețarea comunei, cu rezolvarea problemelor mai mari, cum ar fi problema apei și celelalte. Pe viitor va trebui să particip mult mai activ și să mă implic și chiar să analizăm mai bine măsurile și care vor fi luate de către factorii de răspundere din cadrul primăriei Cașin. Da, mulțumim. Domnul Roșu, am trebuit să... Nu am trebuit să, da. Domnul Slavu? Da. Să încep prin prezentă faptul activitatea mea pe anul 2015. Aș referi în primul rând în perioada lunii mai iunie. Este executat pe cursul fărăului Cașin, în zona jumătatea de zi, satul așa, comuna Cașin, lucrări de mutare a cursului ar fi pe partea opusă a acestea, deoarece au fost mari probleme de inundații a fărăului în perioada anului trecut. În toată această perioadă, eu am fost în concediu de ordine și am fost prezent în permanență la fața lucrului, unde se efectuau aceste lucrări. Pentru executarea acestor lucrări, am fost nevoit să merg la domnul primar, Sorin Daniel, la Apele Române din Bacău, pentru a obține această aprobare a lucrării. Și special a unui mare buldozer de tonaj pentru executarea acestor lucrări. Și ce să-i mulțumesc pe această parte, domnului primar. Am participat la toate ședințele Consiliului Local, și am votat tot ce a fost în folosul comunității. Pe plan sportiv, am participat mai multe rânduri împreună cu mai mulți consilieri la stadionul de fotbal, la inaugurarea acestuia, cu ocazia zilelor Cașinului din august, la stadionul Tănase, pentru a ne da părerea și despre lucrările finite și despre îngrijirea stadionului. Pe care, cu această ocazie, aș veni cu propunere de a se numi stadionul Soroi Laiu, care a fost executat pe timpul primului său mandat ca primar al comunei Cășin. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Băleanu, mă rog! Dar raportul meu este foarte scurt. Eu am scris puțin pentru că am vrut să fac mai mult, am vorbit mai mult. Dar, în calitate de președinte al unei importante comisii împreună cu ceilalți membri, am analizat proiectele de hotărâre ce reveneau comisiei noastre. Am participat activ la ședințele Consiliului Local, atât cele ordinare, cât și cele urgente, de îndată sau extraordinare. Am participat la toate evenimentele de interes public organizate în comuna noastră. Am dat o mână de ajutor în organizarea competiției sportive Cupa Cașin la Mini Fotbal, organizată în cadrul zilelor Cașinului, în perioada 12-16 august. M-am abținut și am fost împotriva unor proiecte de hotărâre pe care personal am considerat nepotrivite sau chiar aberante. Sunt extrem de nemulțumit de felul în care am fost interes cu privire la activitatea sportivă din comuna Cașin. Cândva, și nu chiar de mult, mi-am pus amprenta pe această activitate sportivă care se rezuma doar la formă. Am fost președinte de Asociația Sportivă foarte mulți ani,
m-am dus cu... Am creat o echipă de copii în anii 1987, care acum sunt de vârsta la Adrian. Așa, și, bă, asta era atunci. Dar atunci era doar plăcere. Acum este, am spus eu, afară. Pe viitor voi acționa doar pentru faptul că lucrurile să meargă pe un făgaș normal și în locale ca mine. Mulțumesc! Raportul este dat, domnule secretar, asta mă ciocnă, este scurt. Da. În perioada realizată am procedat la toate, am participat la toate ședințele Consiliului Local și la activitățile organizate de primărie unei Cașin. Consider că prin participare, cât și prin luările de cuvânt, cât și a unor poziții pro sau contra în ședințele respective, sau de moderație, să spun, așa, atunci când a fost cazul, am participat activ la activitatea de consiliu local pe care o ocup. Ca președinte a Comisiei Judice, am luat poziție atunci când s-a impus, dar nu a fost solicitat comisia, cât și eu, pentru dezbaterea unor probleme, consider că nu au fost, sau unor puncte supuse în Consiliul Local pentru a fi dezbătute. Cei îndreptățiți pot verifica procesele verbale ale ședinților și pot trage o concluzie nepertinentă în activitatea mea de consilier local. În ceea ce mă privește, în continuare, până la terminarea mandatului, consider că anul 2016 să ne aducă un mai bun climat în cadrul Consiliului Local și să ne desfășurăm activitatea cu toții cu plăcere în folosul comunității. Consider că este cel mai bun lucru. Când o să iau cuvântul la punctele respective, o să dezbat. Eu am făcut un raport consilier viceprimar comun, dacă îmi permite să-mi citesc acum sau când este de ordinea de zi, dumneavoastră, vă rog să decideți. Raport de activitate viceprimar comun a Cașin județul Bacău pentru anul 2015. Domnule primar, doamnă secretar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Raportul de față este un document sintetic ce pune în lumină modul în care își desfășoară activitatea viceprimarului în scopul realizării obiectivelor propuse și de a aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată în anul 2015. În calitate de viceprimar, îmi desfășoară activitatea în baza atribuțiunilor stabilite prin dispozițiile legii 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a celorlalte acte normative în vigoare și a dispoziției numărul 263 din 30 ianuarie 2013 emisă de primarul comunei Cașin. În privința activității în Consiliul Local, am fost prezentă la toate ședințele acestuia și am colaborat în mod special cu Comisia pentru Activități Culturale, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială și Activități Sportive. Împreună cu primarul comunei ne-am stăduit să ne canalizăm eforturile doar pentru progresul acestei comunități. Relația mea cu colegii consilieri locali a fost una bună, de aceea vă mulțumesc tuturor pentru colaborare pe tot parcursul anului 2015. Conform legii 416 din 2001, am repartizat și supravegheat beneficiarii de venit minim garantat, care sunt acți de muncă și obligați să presteze orele de muncă stabilite de lege, am întocmit situațiile de lucrări efectuate de aceștia și contajul lunar al acestora. Activitățile de utilizat gospodărești efectuate cu beneficiarii VGM, BMG, s-au efectuat permanent în funcție de alocimi astfel. Ecologizare cu ruca și cicuriță, ecologizare cu rulata, ecologizare cu spatroapă de gunoi, ecologizare cu zona Aurel Brânceanu, construit gard la răpa din zona Brânceanu, ecologizare zona Filip și Durba Canelian, spate lângă gardioane, ecologizare zona Cuciuri, ecologizare zona Stadion, ecologizare cu Lusărat, salubrizare cămin cultural Curița, ecologizat și cosit zona de protecție de G115, salubrizat și cosit zona de protecție de G127, înlocuit și vopsit gardul din curtea școlii, cel perpendicular pe școală, vopsit, lăcuit poarta de lemn de la căminul din Cașin, cosit incintă grădiniță în Curița, salubrizare platformă pentru gunoi, plantat și întreținut locul flori, centru civic și stadion,
consist în prejurim teren de fotbal interior și exterior, salubrizare după fiecare meci de fotbal disputat pe terenul de la Tănase. Construit gard în zona Conți, loc unde se depozitau resturi de materiale de construcție aferente lucrătorilor de la blocuri. S-au ars crengile, frunzele, hălăciuga și s-au cărat de la platforme resturile din materiale de construcții depozitate. S-a nivelat la podul cu tot pământul depozitat. S-a defișat zona de protecție a căii ferate și s-au mutat gardurile unde a necesitat, în vederea pregătirii zonei pentru asfaltare, este vorba de linie. În perioada ianuarie-februarie, când a lins, s-a întrezit trotuarele și în lucit din curățat de zăpadă. S-a cărat și așezat lemn în magazia școlii. S-a ecologizat periodic cimitirul de la Biserica Sfinții Voievozi. S-a ecologizat permanent locul de joacă pentru copii. S-au locuit scânduri la punta de la Cotul Lubicean. Și de la Vasa. N-am mai scăpat. E un raport sintetic, nu e... Subliniez colaborarea îndeaproape cu societatea care asigură colectarea gunoiilor, respectiv SECE Concern. Am întocmit și transmis rapoarte lunare sau trimestriale către Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Propan, Insul. Am însoțit organe de control ale Gărzii de Mediu, ale DSP, ale ISU, ale DSD, ori de câte ori a fost în control. Conform ordonanței de urgență a Guvernului 21 pe 2004, privind Sistemul Național de Management a Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin legea 15 din 2005 și a planificării pregătirii pe nivelul de competență întocmită de ISU Bacău, am participat la cursurile de pregătire desfășurate la Centrul Zonal de Pregătire Bacău. De asemenea, cu ocazia atenționărilor privind fenomenele meteo deosebite, am întocmit atenționări avertismente în acest sens, am întocmit și asigurat permanența la sediul primăriei Cașin. Am asigurat colaborarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maiul Constantin Elie Bacău, cu privire la managementul adecvat situațiilor de urgență. Am participat la rezolvarea diverselor reclamații pe diferite teme, anchete sociale, dificultăți de prevențuire, care au impus deplasarea la fața locului împreună cu personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului și cu organele postului de poliție Cașin, cărora le mulțumesc pe această cale. Am răspuns de asemenea la un număr de 28 de petiții și reclamații care au fost repartizate. Am răspuns la un număr de 56 de adrese care mi-au fost repartizate către diferite instituții ale statului. Consiliul Județean, Instituția Prefectului, Garda de Mediu, CRAF, SGA, Agenția de Mediu, Conf Metalon, ISU, Inspectoratul Județean Școlar, Inspectoratul Județean de Poliție și altele. Am participat în calitate de membru în Comisia de Fond Funciar la toate ședințele convocate pe această temă. Am preluat de la Serviciul Probațiune Bacău dosarele a trei cetățeni cu domiciliu în comuna Cașin, condamnați, care prin hotărâre judecătărească au prestat muncă în folosul comunității. Aceștia au prestat ore de muncă conform planului de activități stabilit prin hotărâre de Consiliul Local. Am participat la bună organizare și desfășurare a sărbătoririi zilelor Cașinului. Am susținut și am fost de acord cu toate proiectele de hotărâre inițiate. Am dus la îndeplinire orice sarcină încredințată de primarul comunei, urmărind totodată o relație cât mai deschisă și plăcută cu toate instituțiile publice. Am desfășurat activități vaste și variate. Important este, dacă acestea s-au lăsat remarcate, atât în ce privește percepția cetățenilor comunei, cât și a Consiliului Local. Consider că, prin activitatea desfășurată, am încercat să fiu un sprijin și un suport de nădejde pentru primarul comunei în toate acțiunile și proiectele care s-au realizat, în rezolvarea problemelor ridicate și la nevoile cetățenilor. Mulțumesc în nume personal primarului, salarii acțiunilor din cadrul primăriei, personalul școlii Cașin, organelor postului de poliție Cașin, agențiilor economici din Cașin și Consiliul Local pentru buna colaborare și la transmit călduroase urări de sănătate și prosperitate. În final, transmit mesajul meu pentru președinte. Să fiți sănătoși, să vă bucurați în liniște de sărbători alături de cei dragi, Dumnezeu să vă ocrotească familiile și copiii oriunde ar fi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ce fericit! Da, raport de activitatea doamnei consilier
Adina Nechipă, ca reprezentant al Consiliului Local ca și pentru Bacău, în conformitate cu prevederile legii 275/2001 și legea 393/2004, în 2015 am desfășurat următoarele activități. Am participat la toate ședințele Comisiei de Cultură, Tineret și Sport, în cadrul căreia s-au dezvoltat proiecte de hotărâre pentru ședințele ordinare ale lunii curs. De asemenea, am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, unde am fost dezbătute proiecte de hotărâre. Analizându-ne, am venit cu propunerea atunci când am fost cadru. Am făcut parte din cadrul Comisiei de Cultură, Tineret și Sport și am colaborat cu colegii consilieri, indiferent de culoare politică, la realizarea raportului anual. Raport ce a fost finalizat de către doamna viceprimar Victoria Gabriela. Am participat la majoritatea evenimentelor din comuna noastră, prelegiuite fie de sărbători oficiale, fie de evenimente locale, de fiecare dată când mi s-a solicitat acest lucru. Am susținut și promovat toate proiectele, ce au vizat educația, protecția socială, activitățile culturale, sportive, sănătate și cele ce țin de dezvoltarea comunei. Ca reprezentant al comunei Cașin, am menținut legătura permanentă cu locuitorii satului, cu ocazia în care am transmis proiectele realizate și ședințele Consiliului Local cu impact asupra cetățenilor, totodată preluând mesajele acestora, cu care am participat la discuții în plen, venind de asemenea cu propuneri pentru soluționarea lor. În calitate de ales local, am depus în termen și în conformitate cu prevederile legale, declarate de interes și avere personal. Mi-am desfășurat întreaga activitate de consilier în folosul comunității. Mulțumesc. Am să și desprind cu ocazia asta, ca să nu plecam cu ele. Da, cei care nu ați avut rapoartele, le aduceți și le predați doamnei secretar. Nu, să le citească. Să le citească. Așa și s-au luat aparele la punctul divers. Da. Trecem la punctul nou. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei. Ce să vă mai țin de vorbă, știți foarte bine activitatea mea. Sunt în fața dumneavoastră la fiecare ședință de consiliu. Aștept părerile dumneavoastră. Da. Deci trebuie să ne pronunțăm noi, ne trebuie pronunța noi, în cuvântul care vă vom lua pe rând, în vederea evaluării doamnei profesionale, doamnei secretar. Următorul punct, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2016, în cuantum de 3,76 lei persoană lunară. După cum bine știți, facem parte din Asociația de Dotare cu Salubritate ADIS Bacău. Cei de la ADIS au avut licitații și serviciul, au câștigat o firmă din București, Rompres, București. Firmă care din 1 ianuarie va executa și preată cu mulă ca și în serviciul de salubritate. Deci gata, am terminat cu Consiliul. Consiliul la 1 ianuarie își va cita activitatea. Am discutat cu domnul primar de acolo spre siguranța noastră o vom suspenda. Deci nu oricine în tot. Îi suspendăm activitatea pe mine în 3 ani. Dacă nu va merge cumva cu Rompres, tu o să o avem pregătit. Când vei chinuiți, facem o altă societate. Deci vom suspenda... Vrei cu bune Rompresul ăsta. Da. Păstrează rampele astea de gunoi? Nu. Eu, în alte localități, au dat poșul de gunoi. S-au pus unde schile cu bine de gunoi. Către trei la fiecare gospodărie. La mea, dacă aș încă nu arde, am discutat cu ei, am făcut un inventar al gospodăriei din comuna Cașin și chiar și al locuitorilor. S-ar părea că, la ora actuală, Cașin nu mai sunt nici 2300. Ar fi vreo 2777 locuitori. Care i-ar trebui să și plătească această taxă, vreți să plecați la studii sau pe tributare, da? La muncă. Gospodării nu sunt cât sau zis inițial 1600, sunt în jur la 1400 cu bucurița. Toate când avem 154 în Andrășești, care așa, în Andrășești, ar fi mulți care nu sunt locuiti. Cele locuiti nu fac parte din acest proiect. Am făcut o hartă la comunei Cașin privind accesul mașinilor Rompres. Ei au și mașini foarte mari și nu pot intra pe ultimul gusti. Acolo unde nu pot intra, vor rămâne platformele. Unde nu, platformele vor fi destințate ca locuitorii noștri să mă ducă cu noi acolo. Că dacă lăsăm, vă spun că ei vor duce în continuare, vor căra noaptea, în întuneric și iar vă scap cu noi de comună.
Avem adresă de la Arvin Bacău, pe care îi solicităm să aprobăm taxa de calculare pe anul 2016, care este în cuantum de 3,76 de lei. De persoană. De persoană. Această taxă este la... TVA? Fără. Cu TVA. Tot inclus. Deci cine încasează, domnul primar? Cine încasează, domnul Cine exact aceeași rămâne așa, în plăța specială de Consiliul Local. Cum a fost cu Consiliul? O să trebuie să plătim și aici. Da? Da. Care s-a întrebat care e salariat din comună să fie în Sobru? Hai să vă citesc adresa lor către noi. Unitatea administrativ teritorială pe care dumneavoastră o reprezentați este parte din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău. Încheiat în numele și pe seama OAT de către Arvin Bacău și operatorul de salubritate este compania Rompres Service SA București pentru 65 de localități. Totodată OAT-ul, reprezentat de către dumneavoastră, este parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, care urmează a fi încheiat de către Arvin Bacău. În numele și pe seama tuturor OAT-urilor, membre 95 localități, operatorul semnat în urma procedurii de achiziție publică aflat momentan în procedură de contestare la CNSC. La această dată, procedura de achiziție publică organizată de Arvin Bacău, în vederea atribuirii contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciul de operare, instalații, sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare de deșeuri, este derulare. Comisia de licitație finalizează raportul procedurii. Unul dintre participanții la procedură de achiziție publică a contestat raportul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, CNSC, urmând să elaboreze punctul de vedere conform prevederilor legale participanți la o procedură de achiziție publică se pot adresa și statul de judecată cu vedere. În prezent, deșeurile sunt depozitate celula 1, a depozitului conform aparținând primăriei municipiului Bacău. Din informațiile pe care le ținem în ceea ce privește depozitarea deșeurilor, în celula 1 a depozitului conform, realizată pe fondul ISPA, primăria municipiului Bacău a încheiat în luna ianuarie 2015 un contract pentru o perioadă de 18 luni. Acest contract urmează să expire în luna iunie 2016 și totodată durata de viață a celulei 1 se va epuiza. Deșeurile vor fi depozitate în celula 2, realizată prin fonduri post-mediu de către Consiliul Județean Bacău și licitată spre operare de către Arvin Bacău. Deși Arvin Bacău a inițiat demersul pentru a intra în relație contractuală cu operatorul celulei 1, cu care primăria Bacău a încheiat contractul pentru depozitarea acestei demersuri, nu au fost finalizate prin perfectarea unui act adițional, care îți permite Arvin Bacău efectuarea plățind numele și pe seama OAT-urilor, membrii parte din contractul de colectare și transport deșeuri încheiat cu 10 compania Rompres Service SA București. De îndată ce va fi finalizată procedura de achiziție publică pentru concesionarea serviciilor de operare, instalații, sortare, compostare, tratare și depozitare celor la voi, inițiată și derulată de către Arvin, numele și pe seama OAT-urilor, reprezentat de către dumneavoastră, sistemul integrat de management al deșeurilor, solicit în județul Bacău, va funcționa pe ambele componente. Colectare și transport deșeuri, respectiv sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare de deșeuri. Deci, Rompresul va face numai colectare și transport deșeuri, respectiv sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare de deșeuri. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, 1. Legea 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, articolul 8, aliniatul 3, litera J, Legea 101/2006 a Serviciului de Salubritate a Localităților, articolul 6, aliniatul 1, litera K, articolul 9, articolul 26, aliniatul 1, litera C și aliniatul 3. Precum și alte. A. Statutul ADIS Bacău aprobat prin hotărârea Consiliului Local. B. Documentul de poziție și actul adițional la documentul de poziție aprobate prin hotărârea Consiliului Local și hotărârea Adunării Generale Asociațiilor ADIS Bacău în anii 2010, respectiv 2013. C. Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeului solide și județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local și Adunării Generale Asociațiilor ADIS Bacău în anul 2010. D. Contractul de concesionare pentru delegarea serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din Bacău. Vă solicităm sprijinul privind elaborarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate pe raza OAT pentru anul 2016.
în conformitate cu planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor și supunerea spre aprobare acestui proiect în cadrul propriei ședințe a Consiliului Local. Face precizarea că taxa specială de salubritate pentru anul 2016 este în cuantum de 3,76 RON per toarnă lună în mediul rural și 9,25 RON per toarnă lună în mediul urban pentru persoanele fizice. În conformitate... Mai spuneți o dată, că domnul Bădaru nu a auzit. 3,76 lei persoane pe lună în mediul rural și 9,25 lei persoane pe lună în mediul urban, la oraș. La oraș, păi. Pentru persoane fizice, în conformitate cu planul anual de evoluție al taxelor și tarifelor pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide de Bacău, ce este aprobată prin hotărârea Consiliului Local. Taxa specială de salubritate va acoperi contravaloarea facturilor aferente ambele componente ale serviciului. Colectarea și transportul deșeurilor și, respectiv, depozitarea acestora. De îndată ce se va perfecta contractul privind depozitarea deșeurilor în urma parcurgerii cadrului de contestare la CNSC, eventual în fața instanțelor judecătorii. În ceea ce privește serviciul de stabilizare prin persoane juridice, operatorul de colectare și transport va perfecta o relație contractuală directă cu acesta, având dreptul exclusiv de operare pentru întreaga rază de competență a OAT. Deci, pe toate judecii vom face direct, nu vom mai încasa noi. Da. Deci, asta și ar trebui să vă citesc tarifele și evoluția lor bani. Deci, suntem în 2016, la, vă citesc mediul rural, da? Ce interesează noi? 3,76, în 2017, 3,87, în 2018, 4,07 bani, în 2019, 4,16, în 2020, 4,28, în 2021, 4,48, ajungem undeva în 2030, dacă o mai fi și noi, 5,58. Da. 5,58, da. Dar cu privire la punctul ăsta, eu am așa un fel de reție, pentru că se răspunde că nu este terminat. Suntem contestați. Deci nu, doamna secretar, n-ați înțeles. Contestații este cel care e curat. Deci putem mă institut depozitare. Păi da, și nu e de răsta. Păi nu e de răsta. El va depozita la... Va știu ce la... Deci și colectare și transport. Colectare și transport, dar nu... El colectează de la cetățenii în mașină și transportă la Bacău, unde colectează la celul la unul, deocamdată. Până să gândim la celul la doi. Nu, este vorba de, de societatea care a câștigat licitația, de luăm fresc. Luăm, luăm fresc. Da, care cine este un proces care este contestat. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. Dar să citesc raportul de analizare, doamna... Da, am două rapoartele. Deci am două. Unul este analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2016, cu cuantum de 3,76 de lei pe persoană, pe lună, consideră că acest este necesar și oportun, conform prevederea articolului 44 al Legislației Publice Locale 215/2001, recunoscută, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local de la Gorj în forma prezentată. Și celălalt este cu analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport de deșeuri, consideră că acest este necesar și oportun. Da, mulțumim. Vă citesc tarifele. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. Articolul 1. Se aprobă tarifele de colectare și transport deșeuri după cum urmează. Deșeuri reziduale din mediul rural. 317,73 lei pe tonă. Deșeuri reziduale din mediul urban. 162 de lei pe tonă. Deșeuri reciclabile în mediul rural, 110 lei pe tonă. Deșeuri reciclabile urban, 65 de lei pe tonă. La deșeuri biodegradabile urban,
277 pe tonă, deșeuri din ajele populației rurale, 2433 lei pe tonă, deșeuri periculoase din deșeuri din ajele populației urbane, 569 lei pe tonă, deșeuri voluminoase de la populație rurală, 724 lei pe tonă, deșeuri voluminoase de la populație urbană, 310 lei pe tonă. Este un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea de aeroportului și iluminat publică strada secundară de foc. Deci, proiect continuă. La proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și indicatorilor tehnico-economici a prezent acestea. Extindere rețea leia 0,4 kV și luna public pe strada secundară Tâlcău, Sascașul, Comuna Crașul de Subarcău. Stimați domnul consilier, dezvoltarea unei comunități este rezultatul dezvoltării hotărârii tehnico-pedimentare corespunzătoare. Se știe că alimentarea cu energie electrică a locuitorilor comunei vizează satisfacerea reală a necesităților utilizatorilor, protejarea interesilor oamenilor și a granului de civilizație. Și ca urmare, dezvoltarea durabilă a unității administrativ-teritoriale. Așadar, dezvoltându-se o zonă rezidențială relativ nouă în Comuna Cașin, este nevoie de realizarea extinderii de rețele electrice pe strada Tălcău din localitate. Lucrările pentru realizarea extracției de acordare, conform fișei ION, Moldova Distribuție SA, presupun extinderea rețelei de distribuție publică, realizată cu conductul liniei electrică aeriană 0,4 kV, în lungime de 4 metri, având punctul de acordare la nivelul de tensiune 0,4 kV, pe stâlpul tip este 10. Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV. Lucrările propuse spre aprobare sunt realizate pe baza unei documentații tehnice faza PTH, conformită de un furnizor de servicii atestat ARE, avizat de CTEON Moldova Distribuție SA. Ca urmare a evaluării investiției de către proiectant, valoarea totală este de 88.861,97 lei, inclusiv TVA, așa cum rezultă devizul general al investiției, din care cel puțin 82.252 lei cu 67 cu TVA impus. Principalii indicatori tehnici, așa cum sunt evidențiați în avizul tehnic de acordare, și proiectul întocmit de 10 geoelectric electronet 28 proiect TRD. Lungimea este rețea de distribuție publică 400 metri, calcat de conductor NFA 2X, tensiune 50+3 70+16 mm. Punctul de acordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV pe ESE10. Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV BVP. Sâmbul ținere ESE4, 11 bucăți. Lungimea rețea de la public 4 metri. Calitatea de conductul din la public. NPA 2, tensiune de 1x16x1x25 mm², corp luminat 7 bucăți, brață de susținere corp luminat tip cârșe 7 bucăți. Motivat de explicate și potențele de mai sus, supun analize și aprobări cu sunt local, investiția și indicatorii tehnico-economice ai acestea. Extindere leia 0,4 kV și luna publică strada secundară Tălcău, Sascașul, Comuna Cașin de Subarcău. Da, mulțumesc. Raportul de avizare, da. Comisia pentru Reocupare de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției extindere linie de electrică aeriană 0,4 kV și iluminat public în strada secundară Tălcău, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău. Consider că acesta este necesar și oportun, conform prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliul local să-l adopte în forma prezentată. Aici vorbim doar de Tălcău, nu și de primăverii. Tălcău, da. Primăverii alți bani. Da, pe bani. Da? Da, mulțumim. Domnilor și doamnelor consilieri, avem o adresă de la Confmetalon, adresată atât cu primarul Comunei Cașin, cât și Consiliul Local. Am să-i dau citire. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că utilizat din anul 2009 pentru alimentarea Comunei Cașin de Subarcău, conducta proprietatea societății noastre de diametru 30 mm, în lungime de aproximativ 500 de metri, ce unește punctul Cuciul de căminul din Andrășești, strada Custutanului,
fără ca societatea noastră să aibă un beneficiu și fără ca dumneavoastră să aveți acceptul de utilizare gratuită a produsului, lucru ce până la fine adrese 8 din 5-3-2009. Vă invităm pe data de 19-11 la sediul societății noastre din municipiul Onești, Calea Bacăului, strada Calea Bacăului, numărul 1, în vederea încheierii unui contract de închiriere, așa cum am prevăzut anterior, în adresa mai sus menționată. Vă rog să reconfirmați în termen 24 de ore de la primirea prezentei lista dumneavoastră la noi. Dar noi nu începusim la data aia lucrări de acolo? Ba da, dar era mai da. Da. Eu vă spun acum știm ce aveți. Noi am răspuns în calitatea noastră pe ce poate metalon și am scris așa. Către SECOAF Metalon, urmarea adresei dumneavoastră, 274 din 17-2015, prin prezent vă aducem aminte că mi s-a comunicat faptul că încheierea unui contract de închiriere pentru motive reprezentate de dumneavoastră, respectiv recuperarea vreunui beneficiu, între ghilimele, este exclus. De altfel, acordul dumneavoastră l-ați exprimat până în prezent, sub mai multe forme, în adresele pe care le-ați amintit. Adică acordul lui, că nu se ne așa. Este vorba de adresa 8 din 15-3-2009, pe care o și invocă, dar adresa 150 din 14-5-2010, anexă la adresa transmitere către SCA Basel, la instituția noastră. Adresa 251 din 19-2010. Adresa 206 din 24-2005. Adresa 209 din 25 septembrie 2005. Adresa 241 din 9 octombrie 2005. Față de cele prezentate, am mai constatat faptul că adresa mai îndată de dumneavoastră, cea cu numărul 274 din 17 noiembrie 2015, are același conținut cu adresa pe care ați înaintat-o și către SCA Baserv în 3-6-2014. Adresa pe care zice Crampa, că ne-a transmis-o ca anexă la situația creată și care vă defavorizează. Acum, dacă aveți puncte de vedere pe marginea adresei SECOAF-Metalon către Consiliul Local sau asupra adresei de care noi, reprezentanții autorităților locale, am răspuns că l-am primit către SECOAF-Metalon. Proiectele de hotărâri au fost prezentate. Vă rog să vă înscrieți la discuții și să aveți în vedere și această adresă SECOAF Metalon. Cine este ordinea în care vă înscrieți? Vă rog, domnul Cunea, ai cineva? Înainte de locomotivul colegii, pregătiți-vă, vă să vă întreag. Sunteți de acord cu domnul Cunea? Doamne, de ce nu luați ca un acord și nici colegii, dar am avut o problemă și chiar mai bine. Poate ne întâlnim și mai viitor. Ați spus o discuție. Cine se mai înscrie la cuvânt? Numai domnul Curela, la atâtea materiale cât au fost prezentate, rapoarte... Domnul Vânceanu. Domnul Vânceanu, da. Domnul Vrebi, domnul Vreau. Da. Domnul Vrebi, da, da, un moment să pot să scriu și eu. Altcineva? Eu, după domnul Vrebi. Domnul Roșu, altcineva? Domnul Voleanu, domnul Roșu. Da, da, da. Altcineva? Domnul Cusă, cum e? Da. Cine mai vrea să mai poate scrie domnul Brânză? Nu? Nu, mulțumesc. Mai poate scrie de la parcursul. Da. Domnul Curelea, vă rog, aveți timp. Da, vă rog. Am constatat că s-a și suplimentat ordinea de zi cu cele trei puncte. Am dat un mesaj să mă și învăț la școală să mai am o oră. Deoarece... Să luăm o pauză, aveți necesități, zic? Financiare. Să luăm o pauză și apoi să nu încerc scuze la lucrurile. Dacă... Să luăm o pauză de 5 minute dacă și să... Dacă coincide pauza noastră cu pauza de la școală. Să fie caldel. Luăm din timpul de sunet. Haideți. Vreau să fie domnul Bebenin, dar poate se întoarce și nu prinde discuții. Asta mă refer la punctele de ordinea de zi. În primul rând, cu Căminul Cultural din Gorița.
de la începutul mandatului de consilier din 2012 tot spun de transparență cu Consiliul Local, Cașin. Știu că s-a anulat un contract cu societatea Anelbac, dar sunt încă niște apeluri în instanță și ce aș vrea să fie prezentate acele apeluri în instanță, dacă societatea a încheiat litigiul cu comuna Cașin sau nu. Eu știu că nu s-a încheiat acel litigiu și nu suntem de acord. Vă dați seama că ne-am dorit ca acel cămin cultural din Curița să se finalizeze. Deoarece arată într-o stare foarte jalnică, au trebuit să-l spart geamuri, pereții. Arată cum arată, cabluri smulse sau intră cine vrea, cine iese, dar suntem de acord cu finalizarea acelei lucrări. Dar să ne spună primarul dacă mai sunt instanțe pe procese pe rol cu societatea Anelbac și să ne le și prezinte. Că nu putem, noi votăm de principiu, așa, eu știu, așa mi s-a spărea, de imagine, că se dorește finanțarea acelui lucru. Dar mă îndoiesc dacă se poate face legal, asta vrem să aflăm dacă și să ne prezinte situația instanțelor cu societatea Anelbac. Referitor la decernarea titlului de cetățean de onoare, aș vrea să descriu eu pe Tudose, așa cum l-am văzut, cum l-am cunoscut, din 2012 mai mult, fiind ales primar. L-am tot văzut că încerca să participe la unele evenimente. Eu, de fapt, știam că localitatea împlinește 600 de ani de antichitate documentară. Pregătisem evenimentul. Știam de Nicolae Păslaru, pe dovadă eu am pregătit și desemnarea titlului post-mortem și Nicolae Păslaru, cetățean de onoare. Am chemat nepoții, nepotul de la Bacău, familia, am pregătit o plachetă cu preoții. L-am văzut și pe Tudose că era și el pe lângă noi pe acolo și manifesta și el are o pasiune, poate și pentru istoria comunei Cașin. L-am văzut că a venit într-o ședință în 2010, la începutul lunii ianuarie, să ne spună că localitatea noastră împlinește 6 de ani, dar eu știam, nu trebuia să mă înveți pe mine Tudose sau să ne înveți pe noi, cetățenii comunei Cașin, ce avem de pregătit și ce evenimente culturale ar fi, dar l-am lăsat, am văzut că are așa o pasiune. Drept dovadă, i-am dat și o distinție acolo. În 2010, precum și altor cetățeni, mai mult, vă spun sincer, să scap de el. Când ne lasă în pace, că știm ce avem de făcut, nu trebuie să ne înveți Tudose, și că nu venea din partea unui cadru didactic, din comuna unui profesor de istorie, sunt astea care didactice care acum am colaborat, voi mai colabora, că venea și Tudose și se cutura pe lângă noi și își băga nasul din ușii și fierbea oala, am zis așa, ca să sunt la prece, să scăp de el, să nu mai văd pe lângă primar. Mai mult decât atât. L-am cunoscut în 2010 pe acest Tudose la un litigiu în câmpul mănăstirii cu familia Bremeni. Deci, nu degeaba l-am făcut eu păzăra și needucat. La modul în care s-a adresat familiei Bremeni, mi s-a părut că acest Tudose este desprins din neolitic. Deci un comportament urât și vulgar. Și cum să-l propunem noi cetățean de onoare pe acest Tudose? La fel și eu, în campania electorală din 2012, după ce l-am apreciat și am dat așa o distinție în 2010, că era pasionat de comună, acest Tudose Constantin a ridicat un obiect contondent, o sapă metalică. Noroc că m-am ferit. Martor sunt chiar fiul lui, al cetățenii comunei. Deranjat, de ce era deranjat acel Tudose? Că i-am dat eu o diplomă și o distinție? Nu, vă spune de ce era acel deranjat Tudose. Probabil am strânit așa, am zis eu, mafia lemnului pe Valea Cașinului. Și am avut așa un cuvânt, am fost mai vocal cât am fost primar și s-a simțit omul deranjat. Fiindcă cunoaștem activitatea lui pe Valea Cașinului, 90% tăierile masive de arbori pe Valea Cașinului. Că are așa o activitate, o înclinație pentru istoria comunei, nu-i profesor de istorie să ne dea el lecții
despre ce trebuie să întâmple cu evenimente culturale. Dacă era băiat deștept, se ducea și făcea o școală, o facultate și venea platul didactic în comun. Aproape că acestul dosie, credeți-vă, deci pulsul care l-am în localitate, indignează cetățenii comune Cași. Mie îmi spun personal, dar de ce l-am candidat ca primar Tudose ăsta? Să-l vedeți cât de iubit în ghilimele ar fi, cu câteva procente. Ce ți se tot bază Tudose ăsta în cap? Că noi suferim și acum organizează, știm primar, viceprimar, consilier local, ce evenimente trebuie să organizați în comun. Ce trebuia să se bage ca mosca în lapte și să deranjeze nu numai pe noi, consiliul local, deranjează și întreaga comunitate a voi în Cași, pentru că eu am cursul de la noi, este un istoric, nu este un profesor de istorie, omul are probabil frustrări, lipsuri, eu știu ce are, de tot încearcă să iasă în evidență ca și cum ar fi cineva pe Valea Cașii. Nu nimeni, Tudose ăsta, din contra, rog cetățenii consilierii, dumneavoastră, care probabil nu veți vota, și nu puteți să vă puneți rău cu Tudose, că omul are bani, v-a dus să amintea cu 10-15 ani. Nu, ei, nu. M-ați întrerupt. Și a spus exact cuvântul potrivit. Să se recunoască dacă a fost susținut din pulsul care l-am de pe Valea Cașului, știm că s-a implicat Tudose în campania electorală din 2019. Atât pentru Sorul, cât și pentru Grebeciu. Dovezi sunt filmulețele, postările pe pagina Comunei Cașa. Îl vedem. Ce tot caută? Ce interes avea acest Tudose? Să-și protejeze afacerile cu lemn sau să susțină activitatea politică? Vă spune 90% să-și protejeze afacerile cu lemn de pe Valea Cașului și poate 10%, mult 10% la drum capul de activitatea politică. Asta ce face el cu pozele, că a pozat porțile de lemn, e un paravan al activității lui și am informații și sunt 100% informat că și alte instituții abilitate ale statului se ocupă de acest Tudose. Nu vedeți care e pulsul societății, ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă dacă Albania a oprit tăierile ilegale, în Bulgaria, o să vină și rândul României. Noi ne trezim noi comuna ca și ne facem de râs în toată țara. Uite, unul care a făcut o debandată pe Valea Cașului de tăierii de arbor, cășunenii, consilierii, că eu știu câțiva consilieri, că restul, eu știu, toată comuna, nici nu vrea să îl percep așa ca pe un arogan, ca pe un îngânfat, un om care noi apreciem. Noi ne trezim noi cășunenii să votăm primarul. De fapt, asta e îi mulțumește soroiul lui Tudose că l-ar fi susținut în campania electorală și ca să l-a apropie iar în 2006 și desemnează titlul de cetățean domnului. Este o mare rușine ceea ce facem noi astăzi primarul soroiul, inițiator primar soroiul Daniel. Să-l desemneze Tudose cetățean domnului al comunei Cași. Pentru ce? Opriți-vă la intrare în comună un minut. Rog și cetățenii din Cașa și pe cei care traversează Valea Cașa. Și uitați-vă așa în stânga, Haruș, Dorca. Vedeți o coamă frumoasă de pădure și dintr-o dată se întrerupe acea coamă de pădure. Acolo este opera lui Tudose. Pentru aia votăm noi cetățean de onoare al comunei. Puneți tinerii, puneți copiii să meargă până în Dorca. Să vedeți pe versantul celălalt, să vedeți opera lui Tudose. Eu v-am dat un exemplu, într-un loc, mai sunt și în alte locații. Cât lemn a tăiat Tudose ăsta, mai altă comparație nu pot să-i spun. Nu reușim noi să plantăm 10 generații la rând, toți cetățenii de pe Valea Cașa. Și ne trezim noi că Soroi vrea să propună cetățean de mare, fiindcă l-a susținut în campania electorală din 2012 și vrea să susțină iar în 2016. Pentru asta îl votează Soroi pe Tudose, cetățean de onoare, sunt candidați și care vor să vină la evenimentul de sâmbătă, la ora 11. Dar mi-au spus, mă întreabă pe mine, vine Tudose sau e evenimentul Tudose? Acum e evenimentul ăsta. A comunei, a un Tudose, când ne-am săturat să tot vedem, știm cine e Tudose, lăsați-l în treaba lui, să răspundă instituțiilor o abilitate, vor va trece ceva timp și va ieși greu din neghină, cum se spune, va ieși adevărul la iveală. Sunt și alte sesizări de pe Valea Cașului la niște instituții abilitate și este nominalizat și acest
Tudose, așteptați un răspuns din partea acestor instituții și vă dați seama dacă ați procedat bine, că l-ați votat pe Tudose cetățean de onoare. Eu cred că o să treacă, că na, e filmul lui Tudose și n-are cum să pună în rău. Mai sunt și alți consilieri locali, viceprimari, primari, care au fost susținuți și poate n-au un control. Sigur, în mintea dumneavoastră, aveți așa o nemulțumire. Că cine ar fi Tudose, ce caută el, își dă importanță singur, când el are niște frustrări din tinerețe și acum îi votați, îi votăm ce? Banul lui sau activitatea lui? Activitate de 90% de tăieri. Atât. Am rugămintea. Opriți-vă un minut la intrare în comună. Nu mai sunt.